Conform statisticilor de la începutul anului, pe șoselele județului au avut loc 146 de accidente rutiere grave, cu 29 mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Evenimentele rutiere s-au soldat cu 139 de persoane rănite grav, cu 28 mai puține față de 2011 și cu 34 de morți, cu 7 în plus față de anul trecut. Numărul mai mare de decedați se explică și prin creșterea îngrijorătoare a numărului de accidente în care sunt implicați pietonii. Polițiștii arată că dacă viteza excesivă poate fi combătută parțial cu numeroasele controle cu radare, este imposibil ca cineva să-i păzească ori să-i amendeze pe toți pietonii care trec strada fără să se asigure. Statisticile poliției rutiere arată că după traversările imprudente ale pietonilor, a doua cauză a accidentelor este viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de mers, în timp ce a treia cauză, surprinzător, este legată de erorile din trafic ale bicicliștilor. În ceea ce privește principalele șosele pe care s-au petrecut accidente în primele 6 luni ale anului, pe primul loc se află drumul național 2 de la intrarea dinspre Iași și până la Siret, unde au avut loc 15 evenimente rutiere grave soldate cu 4 morți și 17 răniți grav. Pe drumul național 17 din Suceava spre Ardeal s-a petrecut cu un accident mai puțin, însă s-au înregistrat mai mulți decedați, 5. Analiza poliției rutiere mai arată că cele mai multe accidente soldate cu decedați s-au petrecut în zona de competență a poliției Fălticeni, adică pe drumul național 2 de la intrarea dinspre Iași și pe drumul național 2 în zona Cornul Luncii. 10 persoane au murit în accidente în zona Fălticeni, vitezele de rulare de pe cele două drumuri naționale sus amintite fiind ridicate și crescând automat și riscurile. Polițiștii au continuat și în 2012 să aplice foarte multe sancțiuni în trafic. În 6 luni, polițiștii rutieri au întocmit numai puțin de 385 de dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier, cu 45 mai multe decât în aceeași perioadă din 2011. Au fost aplicate peste 35.000 de amenzi în valoare de 6,6 milioane de lei și au fost reținute sute de permise de conducere. De exemplu, 387 de șoferi au rămas fără permise de conducere pentru 3 luni de zile după ce au fost surprinși de radare cu viteze care au depășit cu 50 de km la oră limitele admise pe respectiva porțiune de drum.